Înscrierile sunt valabile pentru sesiunea 2011 pentru locurile repartizate sistemului administrației penitenciare. Absolvenții bacalaureatului au de ales între 5 unități de învățământ universitare și 2 instituții de învățământ post-liceale, ce pun la dispoziția tinerilor între 5 și 170 de locuri. În ceea ce privește specializările, și acestea diferă, existând mai multe domenii: ordine și siguranță publică, psihologie, informații, studii de securitate și informații. Înscrierile se fac la sediul penitenciarului Vaslui începând cu 22 aprilie până la data de 12 august, zilnic între orele 11 și 14. Tinerii care doresc mai multe informații privind probele de concurs și metodologiile de desfășurare a concursurilor de admitere pot afla mai multe detalii de pe pagina web a fiecarei unități de învățământ la care se dorește înscrierea.